Aici avem două soiuri de cais tardiv și semi-tardiv, în ideea să și mâncăm caise dacă tot îi plantăm. Să nu mă certați cu frunzele de pe jos, de-abia au căzut de o zi, două. Altăierea s-a făcut pe un corcoduș. Se observă lungimea altoiului, ramurii altoi folosite. Asta e vârful din ce mai rămas. Cam cât a fost. A doilea altoi folosit, din care chiar de la bază a pornit o șarpantă. Și astea sunt creșterile pe anul ăsta. Normal că anul viitor păpăm și caise. Și aici este soiul tardiv. Am folosit 3 altoi. Se vede iară lungimea. Aici chiar a fost chiar mai lung. Ăsta a fost cel mai scurt dintre ei. Și dacă ne uităm pe ramură, să treci max. Dacă ne uităm pe ramuri, se observă că în anul 2 de la altoire a și format o coroană destul de frumoasă, cu un pic de ajutor îl formăm. Două soiuri pe un corcoduș de 6-7 ani, nu mai știu.